Echipa de fotbal reșițiană CSM Reșița are ca obiectiv prinderea play-off-ului Ligii a doua și este din ce în ce mai determinată în acest sens. Echipa din Reșița a mai obținut o victorie de data aceasta în etapa a cincea din campionat. Formația din Valea Domanului a obținut încă 3 puncte, reușind să învingă FC Bihor. La fel ca în meciul din Cupa României cu FC Bihor, formația din Valea Domanului a fost condusă cu 1-0. Dar până la urmă, partida s-a încheiat cu 3-2 pentru reșițeni. Au marcat de la CSM Reșița Florian Haită în minutul 39, Marius Cioiu în minutul 45+5 și Musa Samache în minutul 83. Antrenorul de la CSM Reșița a scos în evidență și faptul că echipa lui a reușit să treacă de FC Bihor și în play-off-ul Cupei României. În urma etapei disputate, echipa reșițeană de fotbal s-a calificat în grupe. O partidă aspră disputată, o partidă cu multe dueluri crâncene, o partidă în care am fost din nou conduși, am reușit să revenim pe tabelă, am luat conducerea, am fost egalați și nu am cedat și am reușit să plecăm cu toate cele 3 puncte. Este o bucurie pentru noi, pentru că în ultimele 3 partide am reușit 3 victorii importante, 2 în campionat și una în cupă, după un meci foarte bun contra celor de la CSA Steaua. Și atunci pot spune că aceste ultimele zile au fost foarte, foarte importante pentru noi, pentru că am urcat în clasament și ne-am calificat în grupele pentru Cupa României. Vreau să felicit jucătorii, pentru că indiferent de cât este sporul, noi nu cedăm. Și în ceea ce am văzut astăzi la echipa pe care o antrenez, am văzut jucători care, chiar dacă jucăm pe teren străin, avem inițiativa, ne dorim victorie. Și de aceea poate fotbalul ne-a răsplătit astăzi. Sigur trebuie să fim atenți la anumite faze de poartă, pentru că iar așa am avut din fază fixă. Toate lucrurile astea, noi încercăm să fim realiști și să le punem la punct, iar să ne ținem aceeași stare de spirit și aceeași dorință din partea jucătorilor, pentru că n-am realizat încă nimic. Oamenii au așteptări de la noi, oamenii și-au creat iluzii, pentru că noi, jucătorii, în primul rând, prin evoluțiile lor, au creat aceste așteptări. Se poate, dar trebuie să fim echilibrați și realiști. Vreau să felicit marcatorii golurilor. Vreau să felicit pe Musa, pentru că a intrat pe parcursul jocului și a reușit să marcheze, iar pentru mine contează enorm de mult ca jucătorii care intră pe bancă să aibă realizări. Vreau să felicit pe Cioiu pentru gol, vreau să felicit pe Haită pentru că este, cred că, a patra reușită în 5 partide din partea mea. Și atunci este pe un drum bun și noi, ca și echipă, suntem pe un drum bun, dar trebuie să rămânem echilibrați, că n-am realizat nimic. Astăzi am văzut mai mare opoziție din partea echipei gazdă, ceea ce privește sau față de meciul din cupă. Am văzut o echipă grâză, dornică, o echipă care s-a văzut pentru fiecare minge, o echipă care va avea un cuvânt greu de spus în acest campionat. Acesta, de aceea este mai mare bucuria noastră, pentru că a reușit să luăm 3 puncte pe un teren greu contra unei echipe cu ambiții, contra unei echipe care își doresc și mult mai mult decât o arată clasamentul în momentul acesta. Tot timpul am spus că vreau să fim și general, sunt atentul să fim mai bun decât am fost ieri și mai bun decât am fost campionatul trecut. Ceea ce mă bucură pe mine este că vorbele mele și ceea ce facem la parte se transmit pe teren. Ca și obiectiv, îmi dorim să fim mai bun ca anul trecut, pentru că anul trecut am câștigat o grupă din cele două din play-off și atunci este normal să ne clasăm mai bine. Dacă asta înseamnă play-off să fie. Dar important este să rămânem echilibrați, să rămânem la fel uniți și să conștientizăm că n-am realizat nimic. Nu suntem favoriți în nicio partidă, vedeți cum se câștigă meciurile cu multă muncă, cu starea de spirit din ziua respectivă să fie la cote maximă, cu dorință, cu execuții și cu, într-adevăr, cu un grup frumos. În urma victoriei obținute de la Oradea, CSM Reșița a acumulat 11 puncte în cont. Formația din Valea Domanului se află pe locul 2 în clasament. În etapa următoare, pe data de 14 septembrie, formația reșițiană va juca pe teren propriu partida contra actualului lider din clasamentul Ligii a doua de fotbal. Este vorba de formația din Miercurea Ciuc. Până atunci, echipa rosoneră va juca un meci amical cu UTA Arad,
formație ce evoluează în Superligă. Terenul pe care se va disputa această partidă nu a fost încă stabilit.